Să zicem că da, să sperăm că nu. Sper că da, sper că nu. Dar ce vreți să plâng? Ce să plâng? Păi da. Viorel, ai bătut-o? Da, o singură dată. Aha, bun! De ce? De ce? Dar de ce ai bătut-o? Păi nu m-a ascultat. A, da? Soția. Deci de ce ai bătut-o? Și m-am înjurat câteodată. A fost o ceartă, nu mai recunosc, nu mai țin minte ce ceartă a fost. Așa. Și eu tot strigam de afară la ea, hai mă, Veronica, să facem nu știu ce, nu puteam să... Ea nu ieșea. Nu ieșea, asta m-am dus înăuntru în casă, ea stătea de vorbă la telefon. Cu cine? Păi eu vorbeam, nu știu cu cine stătea de vorbă la telefon. Am tăcut din gură, n-am zis nimic. Atunci am înjurat-o, am luat telefonul din mână, l-am pușit de domnul, l-am spart. Te-ai simțit bărbat, este? La așa și am luat-o așa din mână și m-am împins. Scări. Deci am împins-o. Pe scări. Atât, și dar este tot. Da, dacă își rupea gâtul și nu știu ce. Nu avea, că eu știam cum mă împind. Da, deci, bă, dar tu ești de mă, Viorele, pe zilnic. Da. Doamna... Mă, deștept da. Ești, mă, Viorele. Bun, că ai fost bărbat atunci când nu trebuia, că nu era ăsta motiv. Când bine, trebuia să fii bărbat, n-ai fost. Și era jumătate de ecran acest băiat, cinste lui, și în cealaltă jumătate acest individ din stânga mea. Adică două mâini, două picioare, o vedere bună, auzi bun. Domnul Viorel. Dar voi? Vă păstrați cuvintele. Adică ce? Ia zi, Viorica, că mă dai și afară din antena 1, să mă scuze. Că ce? Eu v-am vorbit frumos. Că ce? Păi și ce? Eu te-am făcut individ și leneș, nu ești? Individ suntem toți, hai că nu ne... Dacă ne mă contrez cu Viorica de la Vaslui și pe limba română, mi-au jucările și plec. Individ înseamnă om, da? Tu ești un individ și eu sunt un individ. Că tu ești leneș și eu nu sunt leneș. Asta e diferența între noi. Eu nu cred. Vii să-mi speli mașina, îți dau 50 de lei. Mi-o speli? Nu îmi trebuie mie 50 de lei, vă spun. Mă scuzați. De două săptămâni ți-a găsit bălan în serviciu vis-a-vis și nu vrei să te duci. Nu vrei, că nu-ți place munca. Mie îmi place, doamna. Văd. Cum asta? Mie îmi place. Văd, Viorele. Păi cum? Eu mă duc... Ai muncit două luni în viața ta până la 33 de ani. Lasă alea două luni, care am fost eu acolo, dar oare eu n-am făcut altceva? N-am ce ai făcut? Păi acasă și la primărie. Păi la primărie, atenție, pentru ajutor social, că altfel nu-ți mai dădea aia 4 milioane. Acasă, doamnă... Păi lasă-mă că acasă muncim toți. Toată lumea muncește acasă. Deci, mai ales tu unde ai animale în curte, alea trebuie totdeauna îngrijite de dimineață. Păi nu, să trezea socrul meu, să ducea el. Și el mai dormea, au zis că mai stă. Eu mă trezeam, mă duceam, fierbeam biberoanele. Cine fastă să ține cu el? Ce făceai? Eu mă duceam, fierbeam biberoanele. Da? Și el încă dormea. Dar eu mai stăteam vreo jumătate de oră și după asta... Nu, și zi, Veronica. Mai stăteai. Eu ieșeam și făceam... Și când plecam mama la deal... Când eu îi spunea, hai Viorele, trezește, hai și tu la vale. Păi da, dar greu tare. Greu tare. Cam lene și asta? Un pic. După cum stătea. În pas și nu l-a ajutat pe tare. Tati, și mi-ai dat. Ce ați făcut? Ei, nimic, am opălit cu cotul. Cum te simți, Veronica? Rău, foarte tare. De ce? Că el a dansat cu așele, trebuie cu mine. Dar tu de unde știi că a dansat? Dar mama ei de viață, c-am băut ce văd în ceață, încep norii să se adune, zici că sunt pe altă lume. Eu nu l-am văzut. Când l-ai văzut? Când am ieșit atunci. Și îți părea că se distrează? Da, dar cu mine deși nu s-a distrat. Dar l-ai invitat la dans? Dacă el era sus... Acolo au fost mai multe gagici. Ia auzi, da. Cu câte fete ai dansat, Viorele? Peste 10. Peste 10. Tu, Veronica, cu câți băieți? Am dansat cu mai mulți. Mai mult de 10? Da. Și cu câți te-ai pupat? Asta e problema ta? Cu câți? Nu mai spui. Dar te-ai pupat cu cineva? Cu unul. Te-ai pupat cu unul? Da, unul m-a sărutat. El a vrut sau tu? El a vrut. Și tu ai acceptat? Dacă el era sus, ce vrei să-i fac? Dar tu de ce dansai acolo, a? Unde? Cu alea. Care e alea? Da, îi dau o palmă. Lui? Da. Super. Da, super. Îmi ți-o spunea acuși unde... Îi spui în față. Are femeie, are copil.
E bărbatul meu, până la urmă, cât o coacti. Mă ții legat? Da, te ții legat, hai să vezi. Dar tu că ai dansat cu alții, nu-l deranjează oare pe Viorel? Dar el de ce nu mă o ținu legată? Chit pe chit. Cum? Cui pe cui, a? Da, cui pe cui, îți mor părul din cap. Îl rămâne fără păr în cap. Da, o tund, cheală. Ia spune, Veronica, cum te-ai simțit în seara asta? Foarte bine. Viorel, tu? Mai bine decât Veronica, ce da, zici? Da, da. Da. Mai bine. Ce? Cu gagici? Cu gagici, da. Dar eu îi dau o palmă luni. Hai să vezi acolo în direct, nu mă interesează. Cum a fost Viorel, fata? Nu a fost bine. Super. De unde știi? Super. Ai crezi că eu nu știu? El minte, zici și aberația cu din capul lui visează. Da, ia mâna de pe mine, gata. Cum m-ai enervat. Uite așa. De ce te-ai supărat? Veronica? Cum te-ai supărat așa? Păi înseamnă că dacă tu te duci în, te duci în altă parte și tu dansezi cu altul și eu dansez cu altcineva, acum trebuie să te supie. Da, sunt geloasă. Și el n-are dreptul să fie gelos? Ba și el are dreptul, dar nu chiar așa să o iei în căpărarea. Dormiți separat în seara asta? El pe jos, eu pe pat. Când Veronica și Viorel dansau mai cu foc, lângă ei a venit și cântăreața Maria Constantin, moment în care soția Vulpița și-a ieșit din minți. Pe stație, la Lisianu, stăteam și citeam ziarul, când văzui trecând o blondă, ca după ultima modă. Pe stație, la Lisianu, stăteam și citeam ziarul, când văzui trecând o blondă, ca după ultima modă. Cerere neașteptată în căsătorie. Fără să stea prea mult pe gânduri și profitând de faptul că Veronica nu era în preajmă, Viorel a căzut în genunchi în fața frumoasei cântărețe și i-a întrebat-o direct. Apoi Viorel a reformulat cererea și a spus-o mai cu nerv. Să mă suni mâine seara ca să spun ce-o fac cu coana lui. Când a fost el la căzat, că o băga golan în casă aici. Eu dormi în casă, eu o băga golan în casă. Asta cum s-a întâmplat? O fost el la rachiu la cineva aici așa. A, și când erați cu toții plecați, a... Nu, noi eram în bucătărie și o băga golan în casă, foarte pizla de-a. Ai auzit ce a zis socul tău? Dacă am băgat golan. Și cum i-am băgat? Pe geam i-am băgat acum? Păi, pe geam, eu pe știu. Unii, pe ușă, pe geam. Dar are vreo importanță pe unde? Da, auzi, poate era Moș Crăciun și a intrat pe horn. A venit pe horn, pe băjac a venit. Nu, aici așa. Pihozeac, pihozeac, cred că. Mă că te întreb. Mi se pare mie sau ai devenit un pic mai tupeistă, mai îmbrăznicuță așa? Dacă el a spus că am băgat golan când era el la cazan. Te-ar mira să fie adevărat? Da, doamna Ilinca, spuneți dumneavoastră, știți că ar fi fost Edi chiar la dumneavoastră în casă și că ea i-ar fi descuiat da, poarta? Da, doamnă, da, da, mi-a spus om de sat. Păi, dar spune și mie care e omul și ala de sat. Noi dau, taci de gură! Ia nu tac, dacă nu spui adevărul, nu spui adevărul, care e omul și ala de sat? Da, de ce e adevărul?
înseamnă că e 7 goanani. Da, e minșinos. A spus o doamnă, un om, da, a spus că n-a vrut să dau pe post, dar adevărul e că nu a fost Viorel la cazan, nu ultima dată. Când a fost la cazan? Nu ultima dată, că el a fost, a fost înainte, că nu a stat tot și câte două nopți la cazan. Da. Tu ai băgat pe ei de două ori în casă la noi. Nu minți, bine, bine, văd că tu ai făcut detectorul de minșuni și tu ești minșinoasa. Da, eu sunt. Tu ești minșinoasa. Dar noi am primit în casă. Cu Marian. Da. De ce n-ai spus adevărul cu Marian? Ei, gata, ai. Te-au furat. Da, țip, că m-ai scos din papuci, m-ai făcut de râs. Nu e rău să ne un pic vorbește treaba asta cu l-a băgat pe Edi pe geam când eram eu la cazan, dar eu am stat numai auzi la cazan, nu am stat noaptea cum vorbește el prostii. De când ce om... crezi că a zis asta? De ce o zis? El crede că dacă mă alungă o să fie bine pentru el? Dacă o să iasă, o să avea nevoie de mine, dar o să fie rău, greu. Dacă mă răzbun eu cu altceva pe ei, mă răzbun greu de tot. Așa supărat ești? Păi așa supărat că m-a enervat. Da. Nu știi acum, nu mai știi cât am muncit acolo. Nu mai, acum spune alte prostii. Nu mai. Să gândească întâi cât am muncit acolo. Și apoi să vorbească prostii de-a lui. Mănipoai mi-e spune că a venit popa și o... Să uite de mine că mare băiat. Ha 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 ha